E timpul pentru Huggy! Huggy, unde ești? Elevi, uitați ce am! Luați niște jucării! Wow! Ce? Jucării? Asta e tot ce-mi rămâne? E un Huggy rupt! Mai e altceva? Îmi pare așa de rău! E al tău acum! Și tu ești tutorele lui legal! Oh, omule! Hei, Billy! Vrei să mă ajuți cu Huggy Wuggy în schimb? Nu-ți face griji, surioară! Te ajut! Vino! Bine ai venit în laboratorul meu secret! Suntem pe cale să operăm pe Huggy Wuggy! Ce urmează? Ei bine, în primul rând să ne pregătim pentru operație! Ei bine, hai să o facem! Întoarce pacientul! Acum scoate umplutura veche! Iu, e un gândac! Oh, o gustare crocantă! Ha, poftim? Acestea au fost chipsuri! Hai, Billy, nu mai mânca? Ajută-mă! Hai să-i coasem brațul! Servește! Mersi! Aceasta e o intervenție chirurgicală plină de emoții! Acum, hai să trecem la operația pe inimă! Oh, vechea inimă frântă a lui Huggy Wuggy! Nu mai e! Iată o nouă inimă pentru tine, Huggy! Te va face mai amabil! Ce avem aici? Oh, bacșiș pentru doctor! Trebuie să examinăm dinții pacientului, dar el refuză să deschidă gura! Trebuie să-l gâdili! Așa mai vorbim! Billy, arată cam nebunesc! Totul e despre ochi! Hai să-ți verificăm vederea! Poți să vezi linia de jos, Huggy? Bine, grozav! Acum trebuie să lucrăm la blana lui! Poftim, Billy! Totuși, e ocupat! Trebuie să așteptăm! De ce durează așa de mult să periez acest câine? Bine, să trecem la treabă! Să începem curățenia! E clar că nu te-ai uitat la SpongeBob de mult timp! Oh, locul ăsta e așa de prăfuit! E timpul să-i fac un duș cu niște șampon drăguț! Huggy, vei fi cel mai curat monstru! Cine e tipul ăsta curat? Tot ce trebuie să facem este să-l uscăm! Wow! Așa de pufos! Momentul meu preferat de frumusețe! Oh, da! Așa de interesant! O manicură ca să nu zgâri pe nimeni! Hai să-ți reîmprospătăm blana! O nuanță de albastru strălucitor arată foarte bine pe clientul nostru dințos! Vom îndepărta părul nedorit cu penseta! Eu, Huggy! Loțiune pentru o strălucire albastră! Și un pic de făină! E pulbere, Billy? Prea multă? Oh, ce tip chipeș! Acum, aruncă o privire în dulap, surioară! Dulap? Ce-i acolo? Wow! E un pasaj către camera mea! Huggy, e și camera ta de acum înainte! Simte-te ca acasă! Și trebuie să mă schimb pentru somn! Hai să ne odihnim, Huggy! A fost o zi lungă! Domnule Huggy Wuggy, unde este? Unde s-a dus? Huggy, unde ești? Salut! Huggy, ești în viață? Wow, ești așa de blând! Huggy, ce vom face? Iată o idee! Hai să construim un castel! Dar deja am un castel? Ha, planul B! Să construim o cameră secretă pentru Huggy Wuggy! Da,
Dar să stai pe podeaua tare e așa de inconfortabil. Gândește-te la altceva, Huggy. Dă-mi un minut. Hei, prieteni, hopa, trucul a dat greș. Să încercăm altul. Uf, uf, acest câine puternic poate speria toate pisicile din cartier. Vânătoarea a fost grozavă! Hei, Huggy, ce facem cu aceste petice? Stai, am o idee! Super covor, Huggy! Ești vânătorul meu! Am benzele? Nu am voie mult zahăr, Huggy! Încă mai am caramel între dinți! În acest caz, ai nevoie de o scobitoare mai mare! Voi face un zâmbet! Iar tu vei pune dinți albi pe o frigăruie! Am un buchet întreg de dinți dulci pentru tine! Tot ce trebuie să facem este să-i punem în gura peșterii! Ta-da! Genial, Suzy! E timpul pentru vopsit! Nu pentru mine? Nu-ți face griji, Suzy! Uite! Toată peștera e albastră acum, preferata mea! Hei! Ce s-a întâmplat cu luminile? Huggy! Iară pui ceva la cale? Pentru ce ai nevoie de această lampă? Vom face o păpădie din Poppy Playtime! Tai petale de margarete albe din hârtie! Le aranjez și lipesc o lampă deasupra! Acum îi voi da margaretei o față! Minunat! Huggy? Oh, nu! Aceasta e vaza preferată a mamei mele! Las-o! Nu! Huggy, ce-ar trebui să facem? Oh, am o idee! Vom face un mozaic Poppy Playtime! E o modalitate excelentă de a recicla! Cu ce ești ocupat acolo? Nu pârlești! Hei, trebuie să fiu chipeș tot timpul! Banii se lipesc de mine în această casă bogată! Stai, e o idee grozavă! Dacă adaug o față Huggy la o minge albastră și o pun pe o frânghie! Atunci vom primi un decor drăguț! Sunt cam obosit, o să trag un pui de somn! Huggy? Ești al meu acum! Ah, ce vis groasnic! Huggy, grăbește-te! Uite ce-am făcut! O adevărată cameră secretă pentru tine și mine! Îți place? Huggy, ar trebui să-l cunoști pe fratele meu, Billy! No? Ha? Hei, prieteni, haideți să-l convingem pe Huggy să-l întâlnească pe Billy! Comentați mai jos cu Huggy, fă cunoștință cu fratele lui Suzy! Trebuie să mergi la liceu? Bine, am plecat! Pe curând! Wow, Huggy mi-a lăsat un cadou! Ce drăguț e! Hei, răsfățato, ce ai? Ciocolată? Lăsați-mă în pace sau cel mai bun prieten al meu va veni și mă va apăra! Cel mai bun prieten? E înfricoșător! E un monstru albastru sau ce? Iată-l! Hei, Huggy! Băieții ăștia mă agresează! Un monstru! Mersi, Huggy! Ești cel mai bun! A fost oribil! Puteți începe testul! Pixul meu nu funcționează? Hei, colegi, are cineva un pix? Nu! Mai taci! Nu! Ok, deci, ce fac? Săraca mea, Suzy! Cum pot să-mi ajut prietena? Oh, o gură de ventilație! Sfinte, Poppy, e așa de strâmt aici! Cum fac asta spionii și agenții secreți? Se pare că e exact ceea ce am nevoie!
Suzy încă mai are nevoie de un pix. Îi voi da ceea ce cere. Wow, tu ești Huggy? Mersi! Dar nu știu răspunsurile. Huggy, m-ai putea ajuta să fac testul? Scrisul acestor teste e atât de mic. Bine, Suzy, mă ocup. Gata! Poftim, Suzy! Mersi, Huggy! Elevi, Suzy ar trebui să fie modelul vostru. A trecut testul și a făcut-o repede. Am un 10 plus! E clar că a copiat. Hopa! Ce? Cine naiba e acesta? Oh, acesta? E doar noul meu rucsac pufos. E la modă în zilele astea. Ei bine, plec! La revedere, profu! Huggy, unde mergem? Surpriză! Intră în dulap! Wow! Sunt filmele Poppy Playtime! Hai să vedem un film! Hei, omule! Wow! E popular! Haide! Filmele sunt întotdeauna gratuite pentru tine! Scuzați-mă! Scuze! Hei! Îmi blochez vederea! Vrei să nu mai urli? Vai! E Huggy Wuggy! Îmi poți da un autograf și un selfie? Suntem cei mai mari fanii tăi! Viața e grea când ai un prieten vedetă! Asta e, prieteni? Destul! Încetați! Suzy, îmi pare rău! Îmi plac parcurile de distracție! Repede! Să mergem într-un carusel! Woohoo! Mă distrez! Aș putea face asta toată ziua! Mersi, Huggy! Deci, vrei să mergem la un alt carusel? Urăsc caruselurile! Huggy, de ce ești supărat? Cred că știu de ce! Ai nevoie de o gustare? Ce zici de un hot dog delicios? Da! Vreau unul! Wow! Ăla e noul carusel? Huggy? Unde e hot dog-ul meu? Ei bine, ești un monstru mare și lacom! Oh, uite! Săracii sunt încă aici! Trebuie să ne răzbunăm pe monstrul albastru! Nu-l vom lăsa să scape! Să pariem? Oh. Nu! Ce zici de un pistol Nerf? Hai să-l împușcăm! Dar s-ar putea să ratăm! Nu ar trebui să facem asta! Ar trebui să-l gâdilim cu un pămătuf! Dar cu ce ne va ajuta? Trebuie să ne gândim la ceva! Ascultă, am o idee! Nu știu pentru ce este, îl păstrăm pentru o zi ploioasă! Îl vom atrage pe Huggy Wuggy într-o capcană! Oh, da! La asta mă gândeam! Kissy Missy e momeala! Bate cinciul! Ascunde-te! Vine! Piciorul meu! Ajutor! Te-am prins, monstru albastru! Da! Acum hai să luăm fata! Oh, nu! E timpul să plec de aici! Cât de uimitor e că Huggy mi-a dat bicicleta! Du-te și prinde-o! Fugi! Te prindem! Unde e monstrul? Oh, nu! Nu ne-am văzut de mult timp, băieți! Oh, nu! Da! Huggy a câștigat! Nu-i nimic, Suzy! Billy, fă cunoștință cu noul meu cel mai bun prieten! Acesta e Huggy Wuggy! E tare! Nu! Aș putea fi prieten cu el dacă acest videoclip primește 50.000 de like-uri! Hei, prieteni, mă puteți ajuta?
să obținem 50.000 de like-uri acestui videoclip. Cu cine vorbești? Haide! Nu contează! Ha? Phiu, am avut o zi lungă! Oh, geaca mea de blugi preferată! Billy, dă-mi și mie niște bomboane! Nici o șansă! Dăm bomboane? Vrei bomboane? Încearcă să ajungi la ele! Ești micuță! Oh, mama! Billy, împarte bomboane cu sora ta! Mersi, mami! Ha-ha, ratatule! Billy, Billy, Billy! De ce trebuie să mă enervez? Mamă, doar ne jucăm! Apropo, mami, mă pot înscrie la concursul de skateboarding? În niciun caz, trebuie să plec, sunt ocupată! Ai vrea să afli despre skateboardul meu? Ok, doar pleacă! Uite, iată cele mai bune modele! Nu mă încântă! Ok, Google! Cum pot să mă distrez cu sora mea? De-avați ascunselea? Bine! Hei, Max! Vrei să te joci de-avați ascunselea? Sigur! 1, 2, 3, 4, 5! Funcționează perfect! Unde să mă ascund? Unde să mă ascund? Oh, podul nostru! Perfect! Sunt în pod, deci ce urmează? Trebuie să mă gândesc la un loc mai bun. Oh, o ușă ciudată! Deschide-te! Max? Oh, mă rog! Max? Max? Unde ești? În camera ei! Nu, nici aici nu e! E așa de distractiv să te joci cu Max! Hei, vino aici! Îți place? Ouch! Ce-a fost asta? Ouch, tu nu ești Max! Totuși, semeni cu ea? Ceva e neregulă! O fată? A, acum arăți exact ca Max! Ei bine, vrei să te joci? Aș dori să-mi raportez sora dispărută! Hei, PlayStation, printează posterul! Unde ar putea fi? Ce? Nimic? Oare vor să-mi zică ceva luminile astea? Max e acolo? Bine! Ei, bine, bine! Sora mea nebună a urcat la etaj? De ce? Va trebui să mă urc și să o găsesc! Habar n-aveam că avem mansardă! Eu, pânze de paianjen? Sunt prea tânăr să am barbă! Te rog! Nu-mi spune că trebuie să trec prin ușa aia ciudată! Oh, scuze, omule! Nu am vrut să deranjez! Lumina din nou? Ce e de data asta? Oh, munciți, băieți! Vă las în pace! O ușă din nou! Nu se va opri! Deci, ar trebui să intru sau nu? Clubul Focul Iadului! Băieți, ați văzut-o pe sora mea? Ok, iată regulile de bază ale clubului nostru! Dacă obții 12 puncte prin toate mișcările tale, îți vom spune unde e sora ta! Dacă obții mai puțin de 12, îți păstrăm PlayStation-ul! Batem palma? Ok, iată zarurile! E rândul tău!
Ești un învins! Dăm controlerul de joc! Acestea sunt regulile! Da! Sunt un campion! Amice, e mișto! Sper să am și eu noroc! Ai văzut asta? Frumoasă mișcare! Oh, nu! Dă-mi consola ta! Fie ca temnițele și dragonii să fie cu mine! Oh, da! Am câștigat! Regulile spun că mi-ești dator! Sunt pe moarte! Ar trebui să mergi pe acolo! Mult succes, omule! Ar trebui să merg la bucătărie? Cine ești tu? Cine ești? Relaxează-te! O caut pe sora mea! Oh, uite aici! Vafe? E un indiciu! Înțeleg! Trebuie să gătesc vafe! Bine! Cum merge? Mă ocup de asta! Ok, hai să așteptăm! Vrei niște paste? Nu, dar mersi! Atunci mă voi servi! Hai, încearcă! Oh! Sunt aici vafele! Poftă bună! Aceste vafe sunt de top! Meriți următorul indiciu! E o busolă? Se spune că ar trebui să mergi în direcția aia! Oh, o tonă de fum! Polițistul și-a ars vafele? Ce-i acest copac? Pare puțin cam trist! Trebuie să fie întreținut! Îl voi tunde puțin sau nu va da roade? Ce-i acest fruct? Într-adevăr? Yemex! Stai acolo, surioară! Te scot! Hei, Max! Trezește-te! Ce e neregulă cu tine? Muzica te va ajuta! Nu! Va trebui să cânt! Întoarce-te! Uită-te la ce vezi! Taci, Billy! Cânti groasnic! Excelentă performanță! Vezi? Toată lumea adoră! Prieteni, v-ați descurcat extraordinar! Iată următoarea voastră provocare! Nu, asta e a mea! Aici a voastră! E un puzzle sau ce? E mult mai mult decât un puzzle! E o modalitate de a ajunge acasă! Wow! Funcționează! Vino! Am ajuns până aici! Max, nu te mai salvez niciodată! Billy? Ah, mă rog! Nu mă mai urc în podul ăla din nou! Unde sunt? Bună! Ce fac băieții? Aici e Squid Game? Toți jucătorii să fie pregătiți! Lumină verde, lumină roșie... Telefonul meu! Un alt jucător a ieșit. Lumină verde, lumină roșie. Jucător eliminat. Nu mai am adversar. Ceea ce înseamnă că am câștigat. Felicitări, dragă. Bună treabă. Fiu, sunt epuizat.
nu pot să ajung! Hei, Max, îmi dai o băutură energizantă? Max? Nu din nou! Ok, am luat-o eu! Înapoi în pod? Bine! Poftim, amice! Vei avea nevoie de asta! În regulă, pe aici! Ai grijă? Unde sunt? Tu ești, Max? Nu ești? Tu ești? Care e problema ta? Hei, soro! Hopa! Nu sunt sora ta! Iată provocarea ta! Ok, dă-mi arcul tău! O voi face! Poftim! Ești noua mea prietenă! Hei, Max! Unde ai fost? Păstrăm legătura? Cele mai bune prietene pentru totdeauna! Gata cu călătoriile în pod! Te rog! Nu poți fugi de mine! Suntem legați împreună acum! Urmează-mă! Să stăm pe canapea! Și să ne jucăm jocuri video! Fără prostii! Uită-te la obrajii aia! Ce nod ușor! Vii cu mine! Ajutor! Să mă ajute cineva! Max? Unde e sora mea? Ce-i această bandă? Să vedem! Ajutor! Cineva! Ok, dar asta e ultima dată când fac asta, Max! Acest lucru devine enervant! Hei, deschide-te! Haide! Deschide! Sunt aici pentru sora mea! E o parolă? Ce e? Așa de confuz! Ce e poza asta? Sunt eu și Max de când eram copii! Ce înseamnă asta? Corect! Trenul e un indiciu! Sunt un geniu! Billy, tu ești! Nu! Nu veni aici! Doamna Roz nu mă va speria! Sunt pe cale să... Oh, nu merge! Am nevoie de un upgrade! Mâinile de joacă ale lui Poppy! Așteaptă, sunt prea aproape! Ei bine, ești gata să lupți, mami picioare lungi? Iată livrarea pentru tine! Hei, urăsc cowboyii! Trebuie să mergem! Are nevoie de amprenta mea! Sunt mai în vârstă până la urmă! Până aici! Hai să închidem această ușă înfricoșătoare! Sună bine, frate! Ii, e ea din nou? Avem nevoie de mai multe cuie! Gata! Dă-i lui Billy controlerul de joc! Ok, iată controlerul de joc! E pentru mine? Da, pentru tine! Vrei să ne jucăm împreună? Bună, mami! Bună, copii! Mă bucur că în sfârșit sunteți din nou prieteni! Mamă, de unde sunt brățările astea?